Toamna este un anotimp colorat și bogat în roadele pământului, dar și în imaginația copiilor. Cei mici se dovedesc a fi extrem de creativi atunci când vine vorba de produse confecționate chiar de ei sau cu ajutor din partea familiei. Astăzi, la școala gimnazială Andrei Șaguna din Deva, a avut loc o nouă ediție a târgului de toamnă, prilej cu care părinții, bunicii, profesorii, dar și copiii s-au întrecut în a-și etala măestria în gătit, dar și în a confecționa produse handmade pe care le-au vândut. Târgul de toamnă de la Andrei Șaguna poate fi denumit, fără a greși, Târgul Faptelor Bune. Elevii de la mic la mare s-au pregătit intens pentru unul dintre cele mai așteptate evenimente din acest sezon. Anul acesta este un an interesant pentru că ne aflăm la a șasea ediție a acestui târg de toamnă. Am început cu Paști Mizi când nu era așa la modă, nu se purtau târgurile de toamnă, erau carnaval. Am stors niște struguri în grădină și am văzut că cei copilași de la oraș nu știau cum se face și după aceea ne-am dezvoltat pas cu pas, pentru că ideea acestui târg este a pune accent pe educația aceasta bazată pe a face, learning by doing, și atunci am gândit că pentru copii e foarte important să știe cum se face zacusca, ce rol are dulceața, cum culegem, ce importanță au toate aceste tipuri de întâlniri, de la valorizarea prin educație financiară, dezvoltare personală, mici antreprenori. Și anul acesta avem o diversitate de produse, foarte mult accent merge pe mâncare sănătoasă și creativitate. Le-am îmbinat frumos, copiii sunt mari, clasa steluțelor se află în clasa 4-a și ne bucurăm de copii care se descurcă foarte bine în urma acelor ani în care noi tot am făcut astfel de activități și acum culegem roadele și ale toamnei și ale clasei steluțelor. Și ne bucurăm de prezența părinților și a comunității locale, de prezența voastră, pentru că doar așa putem da mai departe din ceea ce suntem, fără ai din ce ai. Și atunci, cu brațe deschise mereu, nu doar astăzi, vă așteptăm la activitățile școlii noastre, pentru că așii șagunești fac lucruri minunate tot timpul, nu doar odată. Copiii s-au pregătit alături de mămici și bunici pentru acest târg al toamnei cu cele mai gustoase preparate specifice acestui sezon colorat. Am venit cu niște prăjituri de dovleac, cu niște dovlecei croșetați de bunica mea, nuci din grădină și câteva decorațiuni și, bineînțeles, mâncare, crânțănele și alte lucruri care la copii le plac. Cine te-a ajutat pentru pregătirea tuturor produselor? În primul rând mama, bunica care mi-a croșetat acest dovlecei, mama m-a ajutat să fac prăjiturile și bunica m-a ajutat să fac niște decorațiuni și mai ales unchiul meu care mi-a adus miere și m-a ajutat la decorațiunile cu ciuperci. Eu am adus mai multe feluri, am adus și cornulețe făcute de casă, mini pizza tot făcute de casă cu bunica mea și tot felul, cum ar fi decorațiuni, ardei, gogonele, din acestea. Dar văd că te-ai pregătit și tu, te-ai costumat? Da, am vrut să fiu pe tematică cu toamna, pentru că eu apreciez foarte mult toamna, cum ne dă roade și tot felul de fructe și frumuseți. Am niște brioșe la 5 lei, 4 lei și o limonadă. Tu le-ai pregătit? Te-a ajutat cineva? M-a ajutat mama mea și nu toate sunt ale mele, mai mult au pregătit colegii mei decât mine. Dar îți place un astfel de târg? Îți place ce se întâmplă aici? Că vă implicați? Eu îl iubesc. Văd că ați cumpărat destul de multe produse de la copilași. În fiecare an fac același lucru și le păstrez cu sfințenie de la an la celălalt. Acum îmi pare rău că ei sunt clasa 4-a și se termină etapa asta, dar voi veni și la ceilalți. Amintirile sunt foarte frumoase, anii trec și rămân doar ele. Am venit cu brioșele și... Brioșele cu ce sunt? Cu ciocolată și Nutella. Tu le-ai încercat? Sunt bune? Da, sunt foarte bune. Ai avut succes până acum cu vânzarea? Da. Da. Și tu ce ai adus la târg astăzi? Biruțe cu ciocolată, sărățele și aici vând pentru o prietenă de-a mea cornulețe. Tu le-ai făcut? Te-a ajutat cineva? M-a ajutat mami să le pun în cutiuțe. Ce veți face cu bănuții pe care îi veți primi? O să îi strângem și
La fondul clasei. Da, la fondul clasei și vom merge excursie, la filme și așa. Astăzi la târg am venit cu sărățele, 50 de lei, 5 lei bucata, un tablou 20 de lei. Îl arăți puțin tabloul? Din ce l-ai făcut? Da, din boabe, cafea de dovleac și multe și miroase foarte frumos. Altceva? Și atât. Am mai avut un cărucior, numai l-am vândut la bunicii mei. Ai făcut ceva bănuți astăzi? Da, 300 de lei total. Salam de biscuiți cu nucă și prăjitură cu ciocolată și frișcă. Te-a ajutat cineva să le pregătești? Da, mama. Și ai vândut ceva? Da. Mă ajută și prietenele, colegele. Voi ce ați pregătit? Noi am pregătit astăzi cornulețe, bogățiile toamnei, un coșuleț, zacuscă, gem de prune. Am venit cu prăjitura albinița și niște brioșe. Și niște acadele. Și ce o să faci cu bănuții pe care îi vei câștiga astăzi? O să mergem la cinema, o să ne plimbăm, o să mergem la excursie. Și uite așa. Eu astăzi la târg am venit cu niște biscuiți învelite în ciocolată, niște bombonele făcute din ciocolată, brioșe, bombonele făcute din biscuiți, frigărui de geleuri și de benzele și eugenii puse în ciocolată și stixuri în ciocolată. Le-ai făcut tu? Da. Te-a ajutat cineva? Da, mama. Eu am venit la târg cu bomboane, plăcinte cu fantomițe, am venit cu multe măști și am mai venit și cu ciocolată. Îți place ciocolata? Nu îți place? Nu, nu prea, uneori nu-mi place. Aici. Tot felul, avem aici lanțuri, la stand mai avem și cercei, avem decorațiuni, le putem agăța pe uși și avem magneți de frigider. În ce formă sunt acei magneți? Acei magneți sunt și dovleci și frunze. Și ai reușit să vinzi ceva? Da, am reușit să vindem destul de mult. Cu ce te-ai costumat astăzi? Ce ai luat pe tine? Eu am luat un dovlecșe și o șapcă cu dovleac. Dar de ce te-ai costumat așa? Pentru că mi-e place mie. Îți place ție? Și astăzi la târg ai adus și tu ceva produse aici? Da. Ce ai adus? Am adus noutăți și suc de mere și am adus eu și prăjituri. Am un costum popular din Maramureș. Dar de ce din Maramureș? Pentru că acolo s-a născut bunicii mei. Și-ți place? Știi să ne prezinți ce ai pe tine? Da, am o cămașă scumpă, la fel un cojoc scump și o pălărie la fel de scumpă. Și mi-am făcut eu un ecuson. Ce scrie pe ecuson? Tudose Paulean, adică numele meu, clasa a 4-a B și ce post sunt vânzător. Ține de cald cojocul ăsta? Foarte de cald. Și ce ai adus astăzi la târg? Am adus aici mere din Sighet, pere din Sighet, ardeius din grădina mea și alune din Sighet. Și ai reușit să vinzi ceva? Am reușit, că am făcut și ciocolată Dubai, dar s-a vânzut toată. Cele mai bune gogoșele aici le găsiți. Dar cu ce sunt gogoșelele astea? Cu ciocolată și sunt făcute aici. Aici sunt făcute, cine le face? Eu. Doamna. Deci, doamna mamă, ce pregătiți astăzi? Astăzi pregătim gogoșele proaspete cu dulceață de afine făcută în casă, cu dulceață de struguri și prune făcută în casă și topping de ciocolată. Cea mai larmică și frumoasă, mămică, aici o avem. Dar văd că aveți trecere. Avem, trebuie să avem, sigur că da. Scopul e să facem bani astăzi, să vindem tot. Salut, prieteni, eu am gustat acea gogoașă și este foarte bună. Eu vă recomand să cumpărați și voi. Este doar 5 lei, este doar 5 lei bucata. Și sincer să fiu, cea mai bună parte a fost toppingul de ciocolată. Mi-a plăcut foarte mult. Tu ai pregătit ceva pentru târgul de astăzi? Ai adus aici să vin? Da, am pregătit bomboane ștrumfești pentru că noi suntem clasa ștrumfilor. Este o sărbătoare a comunității noastre șaguniste, devenit de acum o tradiție, așteptat cu nerăbdare, așa cum a spus și dumneavoastră, de către elevi, dar și de către profesori, de către părinți. Prin această activitate, ca să o aducem și în
spectrul didactic, copiii învață din exemple de bună practică abilități și competențe antreprenoriale, financiare, de marketing, de cerere și ofertă. Vă mulțumim că ați cumpărat de la noi!